Slăvit să fie Domnul pentru leviții noștri, mulțumim pentru slujirea care o fac, cu atâta credincioșie. Ne bucurăm să vedem generația tânără implicându-se și lăsându-L pe Dumnezeu să se folosească de ei. Spunând asta, deja am făcut pe alții bătrâni. Dragii mei, haideți ca să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor, capitolul 9. Faptele Apostolilor, capitolul 9. Vrem ca să mergem mai departe cu studiul nostru în fapte, iar duminica trecută am încheiat capitolul 8. Acum vrem să mergem la capitolul 9 și să începem să citim de la versetul 1. Și o să citim, știu că vă place ca să citim multe versete din fapte, așa că o să mergem până la versetul 30. Haideți ca să dăm citire cuvântului lui Dumnezeu. Începând cu versetul 1, se vorbește despre Saul. Acum, înainte ca să pronunț numele acesta pentru cei dintre dumneavoastră care încă nu sunteți bine familiarizați cu cuvântul lui Dumnezeu, dar totuși ați auzit de apostolul Pavel, este important pentru dumneavoastră să știți că Saul, de fapt, este Pavel, apostolul Pavel, despre care noi știm. Iar în capitolul acesta vreau ca să ne uităm împreună la procesul, la mărturia lui de pocăință. Haideți să citim. Dar Saul sufla încă amenințare și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul. Intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și, măcar că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. Căci iată, el se roagă și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, i-a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis: du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis: Frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să-ți capeți vederea și să te umpli de Duh Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși la puteri. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc.
Și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți și ziceau: nu este El acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit El aici ca să ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-L omoare. Și uneltirile lor au ajuns la cunoștința lui Saul. Porțile erau păzite zi și noapte ca să-L omoare. Dar într-o noapte, ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zid, dându-L jos într-o coșniță. Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se alipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostol și le-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul, care i-a vorbit, și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în numele lui Iisus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim și propovăduia cu îndrăzneală în numele Domnului. Vorbea și se întreba și cu evreii care vorbeau grecește, dar ei căutau să-L omoare. Când au aflat frații de lucrul acesta, l-au dus la Cezarea și l-au pornit la Tars. Amin. Ne bucurăm că avem din nou acest privilegiu să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și să învățăm din El. Capitolul 9 din Faptele Apostolilor este un capitol care ne vorbește despre pocăința Apostolului Pavel. Capitolul 9 ne vorbește despre niște întâmplări obiective și sistematice care s-au întâmplat în viața unui om care cu râvnă căuta să-L glorifice pe Dumnezeu, dar fără adevăr. Istoricirea aceasta vine din partea Duhului Sfânt, imediat după ce a mai văzut două tentative de pocăință, una sfârșindu-se tragic, mă refer la cea lui Simon, care a auzit despre Domnul, a fost botezat, dar într-un final ceea ce era în inima lui a ieșit la suprafață. Apoi ne amintim că am vorbit despre famenul acela etiopian care a fost să se închine și cum Duhul lui Dumnezeu i-a atins inima, l-a trimis pe Filip ca să-i predice Evanghelia. Omul acela a auzit Evanghelia, s-a pocăit, s-a botezat și a plecat mai departe. Iar capitolul 9, în aceeași linie parcă, vine să ne vorbească deja despre apostolul Pavel, despre pocăința lui. Omul acesta este cel care a fost folosit de Duhul lui Dumnezeu ca să comunice cuvântul lui Dumnezeu în Noul Testament în cea mai mare proporție. Probabil peste 70% din scrierile Noului Testament sunt scrise de Dumnezeu prin acest om, prin Pavel. Iar în dimineața aceasta aș vrea ca să vă chem să ne uităm împreună la bunătatea lui Dumnezeu, la dragostea lui Dumnezeu, la nădejdea și la speranță pe care o dă Dumnezeu oamenilor. Aș vrea ca dimineața aceasta să ne uităm la felul în care omul acesta s-a pocăit, dar este extrem de important să înțelegem cine era el, ce făcea el și cum Dumnezeu i-a dat har și dragoste. Dragii mei, Pavel avea multă râvnă, vrea ca să slujească pe Dumnezeu, dar nu avea cunoștință de adevăr. Avea o inimă plină de dorință de a căuta fața celui de sus, de a fi pe placul celui de sus, dar nu înțelegea adevărul pe care îl comunica cel de sus. Și noi trăim într-o societate unde așa de mulți oameni, oameni în vârstă, oameni în floarea vieții, tineri, au în inima lor încă simțul acela lui Dumnezeu. Există încă în cugetul lor acea dragoste după Creator. Încă se pot să simtă acea intenționalitate, acea dorință în sufletul lor după ceva de sus. Și de multe ori pășesc cu multă râvnă.
Dacă ceva li se pare că nu este așa cum trebuie să fie, sunt gata să comit anumite fapte împotriva celor care nu-L glorifică pe Dumnezeu pe care îl înțeleg. Trăim într-un popor care de asemenea are multă râvnă pentru Dumnezeu. Însă, așa cum vedem la Pavel, așa de multe ori vedem și în țara în care trăim, nu există cunoștință de adevăr. Poporul nostru, țara noastră, inima noastră de cele mai multe ori nu are foarte multe probleme cu dorința de a-L căuta pe Dumnezeu. Avem o problemă cu înțelegerea, cu perceperea adevărului. Haideți să ne uităm la pocăința lui Pavel și, în primul rând, primul punct din cuvântarea din dimineața aceasta este cine era el înainte să se întoarcă la Dumnezeu? Cine era Pavel înainte să se întoarcă la Dumnezeu? Iar versetul 1 și 2 ne vorbește foarte clar că omul acesta avea o râvnă extraordinară pentru Dumnezeu și a înțeles că există o mișcare religioasă care mergea împotriva convingerilor lui. Era atât de plin de râvnă încât a început să îi caute pe eretici și a început să îi omoare. Eretici eram noi, sau eretici erați voi. Eretici erau copiii lui Dumnezeu care deschideau Scriptura, care vreau să stea loiali învățăturilor primite de la Domnul Iisus, învățăturilor care erau primite de la apostoli. Iar oamenii aceștia, în opinia lui Pavel, trebuiau distruși, trebuiau șterși de pe fața pământului, pentru că vin cu o învățătură nouă, vin cu o nădejde nouă, vin cu ceva străin. Pavel căuta să-i omoare pe cei care îl mărturiseau pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Era plin de râvnă, dar fără adevăr. Foarte multe ori și noi suntem plini de râvnă, iar râvna, dragii mei, fără adevăr, fără dragoste, ea produce, ea face din noi niște oameni fariseici, niște oameni principiali care se țin de niște lucruri fără să le înțeleagă sensul. De foarte multe ori poți să stai fix pe o chestie și să răspunzi când te întrebi, dar de ce facem așa sau de ce spui așa? Din cauza că așa, sau cum mai spunem noi, de atâta. Da? Dar de ce? De atâta. Dar poți să dai o explicație, poți să spui de ce? Așa e la noi primit, așa facem noi. Unde este adevărul? Unde este dragostea? Mă uit la Apostolul Pavel și îl văd un om parcă destul de deștept și educat, plin de râvnă, însă în râvna lui era gata să omoare suflete și cuvântul ne spune că mergea prin casă și pe unde găsea pe oricine care credea în Domnul Iisus, îi lua și arunca în temnițe. Dragul meu, vreau să te întreb în dimineața aceasta, cum ai descrie tu viața ta dinainte de a te întoarce la Dumnezeu? Pavel, el era un om plin de râvnă, fără adevăr. Era un om care era gata să meargă și să îi iei pe copiii lui Dumnezeu, să-i arunce în temniță. Era gata să omoare oameni, era așa cum era, cum îl găsim descris. Dar aș vrea în dimineața aceasta să te întreb și tu pe tine, cum erai tu înainte să te întorci la Dumnezeu? Îți poți aminti momentele acelea? Ți le poți reașeza în minte? Luca, doctorul Luca, descrie în locul acesta din Fapte 9 și în Fapte 8, descrie despre mărturia pe care o avea apostolul Pavel înainte de pocăință. Felul acesta și noi, probabil ne putem gândi undeva în viața noastră cum eram noi înainte să ne întoarcem la Dumnezeu. Și aș vrea să te chem în dimineața aceasta să faci exercițiul acesta. Poate ai alte gânduri acum, poate te vizitează altceva, te gândești la alte probleme. Sau poate chiar ți se pare neinteresant să faci lucrul acesta. Te chem totuși să cauți în inima ta, în mintea ta, cum erai tu înainte să te întorci la Dumnezeu. Lucrul acesta este important să ți-l aduci aminte. Cuvântul spune că noi înainte să ne întoarcem la Dumnezeu eram morți din punct de vedere spiritual.
Un om care nu-L are pe Hristos, un om care nu s-a împăcat cu Dumnezeu, el este mort din punct de vedere spiritual. Este un om care nu are niciun fel de nădejde. El este un om care practică cu intenționalitate și cu bucurie faptele firii carnale, firii pământești. Un om care nu are relație personală cu Dumnezeu este un om mort din punct de vedere spiritual. Îți amintești momentele acelea? Un om care nu are relație personală cu Dumnezeu este un om care practică faptele acestea, plăcerile trupului, le practică cu bucurie. Are o fericire, are o satisfacție, cu plăcere se duce în direcția păcatului. Îi place să se ducă în direcția aceea. Vrea cumva să fie și cu Dumnezeu, dar a fi cu Dumnezeu pentru el este o povară, trebuie să se țină în mâini, trebuie să se adune. Un om fără Dumnezeu, el are o problemă ca să trăiască cu Dumnezeu, dar nu are absolut nicio problemă. Fiți atenți, nu are absolut nici o problemă să practice plăcerile firii. Ce spune inima, ce spune dorința, ce spune firea, aia îmbucură ființa și cugetul. Apostolul Pavel, uitați-vă la el, omul acesta avea o râvnă pentru Dumnezeu, dar nu avea adevărul lui Dumnezeu și practica din fire, din râvna lui omenească, faptele firii. Nu înțelegea că dragostea înseamnă să te jertfești. El înțelegea că dragostea înseamnă să ucizi pentru Dumnezeu. E important să ne aducem aminte de momentele acelea dinainte de pocăință. Cum eram noi atunci? Dragii mei, un om care nu este cu Dumnezeu este pierdut și este pe calea lui spre pierzare. Este pe calea lui spre iad. Este pe calea lui spre locul unde Dumnezeu nu vrea ca vreo ființă umană să ajungă acolo. Este pe calea pe care fiecare om care se naște merge, este pe calea de pe care Dumnezeu vrea să ne scoată, să ne salveze, să ne smulgă, de pe calea pierzării. Un om fără Dumnezeu este un om pierdut. Apostolul Pavel, înainte ca să se întâlnească cu Domnul Iisus, înainte să se pocăiască, era un om fără Dumnezeu. Avea el o râvnă, dar era fără adevăr. Avea el o percepție, dar nu era una biblică, nu era una care curgea din Hristos. Al doilea lucru, la care vă chem ca să vă uitați în versetele 3 și 5, haideți să ne uităm împreună să vedem ce l-a atras pe Pavel către Dumnezeu. Ce l-a făcut pe el să-L dorească pe Dumnezeu? Și dacă uitați la versetul 3 și 5, spune că pe când, deci Pavel era în drumul lui spre Damasc să-i găsească pe credincioși, să-i prindă, să-i omoară, să-i pedepsească, să-i pună în temnițe. Versetul 3 spune, pe când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui și a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepoș. Dumnezeu, dragii mei, i-a răspuns lui Pavel confruntându-l cu dragoste și dreptate. Este așa de frumos să înțelegi lucrul acesta despre Dumnezeu din textul acesta. Te uiți la omul acesta, la apostolul Pavel, la Saul, care mergea în numele lui Dumnezeu și îi luau pe copiii acestea și femei și bărbați, credincioși în numele lui Iisus și începeau să-i chinuie, să-i prigonească, să-i arunce prin temnițe, pe unii omora. Din dragoste pentru Creator, zicea el, iar însuși Dumnezeu, în loc să vină în întâmpinarea lui Pavel cu mânie, cu pedeapsă, cu acuzare, vedem că Dumnezeu alege o altă strategie. Îl întâmpină pe Pavel cu dragoste. Îl confruntă pe Pavel cu dragoste.
Ce te-a atras pe tine la Dumnezeu? Ți-amintești când tu ai început să te gândești la viața ta? Ai început să te gândești la Dumnezeu? Dar numai ce am făcut un exercițiu despre cum eram înainte să ne întoarcem la Dumnezeu. Și probabil ți-ai amintit momentele acelea. Acum, mergi un pic mai departe. Ți-amintești când prima dată ai fost atras către Dumnezeu? Ce a făcut Dumnezeu în viața ta? Cum Dumnezeu ți s-a descoperit ție? Vedem cum i s-a descoperit lui Pavel. În drum spre Damasc, Dumnezeu nu îl întâmpină pe Pavel cu mânie, cu pedeapsă. Dumnezeu îl confruntă pe Pavel, dar îl confruntă cu dragoste. Și asta îmi vorbește mult despre Dumnezeul în care noi credem. Pune atâta speranță în inima mea. Înțeleg așa de bine ce înseamnă, prin ceea ce văd că a făcut cu Saul Dumnezeu, înțeleg celelalte versete care sunt scrise în Scriptură și spun: te iubesc cu o dragoste veșnică, zice Domnul. Eu am gânduri bune față de voi, zice Domnul. Când vezi lucrurile acestea, atâtă nădejde și speranță Dumnezeu pune în inima noastră. Dragii mei, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul său fiu pentru oameni ca voi, ca noi, ca Pavel, ca toți ceilalți pe care îi cunoașteți. Dumnezeu sădește și emană atâta speranță în lumea aceasta. Haideți ca să ne apropiem de ea. Ți-amintești când prima dată ai aflat despre Dumnezeu? Ți-amintești când prima dată ai înțeles că totuși există speranță sau ai înțeles că cineva te iubește acolo sus? Ți-amintești lucrul acesta? Ce te-a atras pe tine? Ceea ce l-a atras pe Pavel către pocăință, către o relație cu Dumnezeu, a fost intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. A început să-i vorbească: Saul, Saul, ce faci? De ce mă prigonești? Pentru ce? Ce a fost în viața ta? Ce a fost în viața ta? Dragii mei, când mă uit la felul în care Dumnezeu l-a confruntat pe Pavel acii, învăț de asemenea, pe lângă faptul că Dumnezeu dă multă speranță și nădejde, învăț de asemenea o lecție despre cum ar trebui eu să confrunt pe cineva care greșește. Felul în care Dumnezeu l-a confruntat pe Pavel a emanat multă dragoste. Mă vreau ca să înțelegem un lucru împreună dimineața aceasta și poate vă notați ceea ce să vă spun în următoarele momente, pentru că este important. Cine confruntă cu scopul de a câștiga, acea persoană, acel om, arată dragoste, emană dragoste. Cine confruntă pe cineva în greșeala lui cu scopul de a-l câștiga, acel om emană dragoste, emană speranță, emană nădejde. Cine te va confrunta vreodată cu scopul de a te câștiga pentru Hristos, acel om te iubește. Cine te va confrunta cu scopul ca să îți dovedească cât ești de greșit și să te apese în jos și să-ți arate cât de rău ești și cât de negativ ești, omul acela nu te iubește. A confrunta fără a dori să câștigi pentru Hristos nu scoate în evidență decât ceva firesc, decât inima noastră păcătoasă, plină de dorințe meschine, fără dorință de a-L glorifica pe Dumnezeu. Acum, noi de foarte multe ori ne confruntăm unii pe ceilalți. Ne confruntăm soț cu soție, foarte des. Ne confruntăm părinți cu copii, copii cu părinți, frați între frați, surori între surori. Permanent ne confruntăm. Unora dintre noi ne place să spunem, să confruntăm așa mai sarcastic, zâmbind, spunem un lucru cu două înțelesuri. Batem șaua ca să înțeleagă calul, zicem noi. Alții ne lăudăm cu faptul că suntem direct și spunem: eu așa sunt, eu sunt direct, spun în față, bum! Alții dintre noi suntem mai tăcuți și felul în care noi confruntăm este că nu confruntăm. Deci felul în care noi confruntăm, pur și simplu, gata, tragem fermoarul la gură și am terminat. Nu mai vorbesc cu tine.
Multe din felurile acestea prin care noi ne confruntăm unii cu ceilalți izvorăsc din zona aceasta, dragii mei, din inima noastră. Izvorul acesta puternic iese de aici, din inimă. Însă ne putem analiza acțiunile, îl glorifică ele pe Dumnezeu. Uitați-vă la felul în care confruntă Dumnezeu pe un om ca Saul, pe criminalul acesta, pe omul acesta care a strâns toate hainele celor care au spus că pentru ca să-l omor pe Ștefan, omul acesta credincios al lui Dumnezeu, trebuie să dau jos din hainele de pe mine, așa că stă cineva cu hainele noastre și Pavel a spus, vi le păzesc eu, foc pe el. Și toți au luat pietre și s-au dus și Pavel stătea și se uita cum niște oameni plini de râvnă, dar fără adevăr, îl omoară pe cel care îl glorifica pe Iisus. Apoi același Pavel, același Saul, merge la preot și spune, dați-mi niște scrisori ca pe unde mă duc să-i distrug pe toți. Și vine Dumnezeu la Saul și îl confruntă. Cu ce scop? Cu scopul ca să-l câștige pentru împărăția lui Dumnezeu. Soră dragă, surioară, dacă confrunți pe sora de lângă tine sau pe sora de la noi din biserică sau pe altă soră din altă biserică sau pe orice altă femeie cu care tu ai de-a face la lucru sau unde ai, o confrunți cu scopul de a spune, i-am spus și m-am descărcat. Înțelegi tu oare că problema inimii tale este acolo și rămâne acolo? A confrunta, a spune adevărul, nu contează cum o faci, faptul că ești direct, nu ne putem lăuda cu... Unii dintre noi, într-adevăr, suntem mai direcți. Alții mai pe ocolișuri, alții tăcem, alții confruntăm sarcastic, în diferite feluri. Nu contează forma ta, personalitatea ta, contează care este scopul. Dorești ca să câștigi pe sora pentru Hristos? Înțelege-te, rog, că dacă nu o confrunți cu scopul de a o câștiga pentru Dumnezeu, confruntarea ta la rândul ei este păcătoasă. Cel care urmează după aceea să te confrunte pe tine este însuși Dumnezeu, este Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu este plin de râvnă și ne vrea cu gelozie pentru sine, va lucra în viețile noastre. Dar haideți să învățăm din viața lui Pavel, haideți să învățăm din lucrul acesta, din fapte, că a confrunta este o confruntare biblică, plină de dragoste, atunci când căutăm să-L câștigăm pe Cel de lângă noi, pentru Hristos. Când îmi spune mie cineva că am greșit, sau când spun eu cuiva că a greșit, când ne spune unii altora că nu am făcut corect și am greșit, ce lucru neștiut spunem? Credeți că atunci când îmi spuneți mie ce am greșit, este ceva ce eu nu știam și trebuie să-mi aduceți la cunoștință lucrul acesta? Știam. Din contră, voi încă nu știți tot, că dacă le-ați ști pe toate, mi-ați spune și mai mult. Ce motivează inima mea să confrunt? Care este scopul? Mă uit în cuvântul lui Dumnezeu și îl văd pe Dumnezeu plin de dragoste. Mă uit pe Dumnezeu cum îl confruntă pe Pavel, pe Saul. Se duce la el cu dragoste și îi vorbește și caută să-l câștige pentru el, pentru împărăție. Și iubită biserică, aș vrea și eu în dimineața aceasta să vă chem că atunci când confruntați pe cineva în viața dumneavoastră, înainte să mergeți să confruntați, înainte să-i spuneți așa cum este, exact așa cum este, adevărul în ochi, așa, curat, pur, înainte să faceți asta, puneți-vă întrebarea, de ce fac eu lucrul ăsta? Ce vreau să iasă la urmă? Și dacă răspunsul tău sincer în inima ta este, vreau ca prin asta să-L ajut să se întâlnească cu Iisus, să se întoarcă la Dumnezeu, atunci mergi mai departe. Dar dacă doar vrei ca să te descarci, doar vrei să-I spui, doar să pui un pic de sare pe rană sau chiar să rănești, mai bine taci. Mai bine taci. Pentru că n-ai să faci nimic bun. Vocea lui Dumnezeu i-a vorbit lui Pavel într-un mod personal și cred că Dumnezeu ne vorbește și nouă fiecare într-un mod personal.
Acum, ceea ce l-a atras pe Pavel către Dumnezeu a fost faptul că Dumnezeu l-a confruntat clar pe drumul din Damasc. Pe lângă faptul că vrem să învățăm și alte lucruri, aș vrea să ținem puțin linia aceasta în dimineața aceasta despre pocăința lui Pavel și să facem o paralelă cu pocăința noastră. Ce te-a atras pe tine către Dumnezeu? Ce te-a făcut să vii? Poate te-ai îmbolnăvit și ai căutat pe cineva care să-ți vindece boala? Poate ai probleme financiare și ai auzit că venind la credincioși e posibil că ei să te ajute? Poate ai auzit că se dau ajutoare prin biserici și dacă se dau ajutoare vrei să mergi și tu să primești ceva? Poate, care este motivul? Ce te-a atras pe tine către Dumnezeu? Poți să scormonești puțin în istoria ta, în viața ta, să vezi, eu de ce vin aici? Și în general, de ce eu cred în Dumnezeu? Care este scopul meu? Ce vreau să fac prin asta? Vreau să vorbesc? Ce vreau să ating cu lucrul acesta? E important să înțelegem ce ne-a atras pe noi la Dumnezeu. Gândiți-vă la apostolul Matei. Ce l-a atras pe Matei să lese vama și să îl urmeze pe Iisus? Ce l-a făcut pe Petru la un moment dat când Domnul Iisus Hristos vine spre el și Petru înțelege sfințenia Domnului Iisus și dumnezeirea Domnului Iisus, îi spune, du-te de la mine, eu sunt un om păcătos. Ce l-a făcut pe Petru să lese bărcile și toată afacerea și să meargă după Iisus? Ce te-a făcut pe tine să-L cauți pe Dumnezeu? Dragii mei, este important să ne reamintim lucrurile acestea. Pentru că, înțelegându-le, înțelegem către ce ne îndreptăm și unde vrem să ajungem. Mergem mai departe în versetul 6 din textul nostru. Cuvântul spune că, tremurând și plin de frică, și aici merge vorba despre Saul, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Prima reacție a lui Pavel atunci când Dumnezeu îl întreabă pentru ce mă prigonești a fost, Doamne, ce vrei să fac? Dragii mei, acesta este momentul pocăinței lui Pavel. Noi avem astăzi o altă cultură aproape și aproape o altă paradigmă și un alt limbaj. Pocăit înseamnă atunci când ieși în față, când spui o rugăciune, de obicei nu o știi rugăciunea aceea, de obicei ea nu curge natural, dar trebuie să stea un păstor sau cineva acolo și să-ți spună cum să te rogi și tu repezi după el și după ce ai repetat după el, spune, no, în sfârșit te-ai pocăit, totul este ok, Domnul să te binecuvinteze. Și zicem noi, ăsta este momentul pocăinței. Nu neg lucrul acesta, poate să fie și aceasta o formă de a te împăca cu Dumnezeu dacă o faci sincer, din inimă. Dar mă uit în cuvântul lui Dumnezeu și văd ce se întâmplă cu omul acesta. Și îmi pun întrebarea când mă uit la Pavel, Doamne, dar cum s-a pocăit Pavel? M-am întrebat mai devreme când s-a pocăit Pavel și răspunsul pe care l-am la întrebarea când s-a pocăit Pavel este că atunci când mergea spre Damasc să-i prindă pe creștini și să-i arunce în temniță, atunci el s-a pocăit, atunci s-a întâmplat schimbarea, transformarea în viața lui. Cine era el? Pavel era un criminal, era un om plin de râvnă, dar fără adevăr. Ce l-a atras pe Pavel către Dumnezeu a fost o intervenție supranaturală din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a vorbit în mod personal. Pentru ce mă prigonești, Saul? Iar mai departe mă întreb, dar cum s-a pocăit omul acesta? Pentru că am înțeles când. Am înțeles și ce l-a atras către Dumnezeu. Dar nu înțeleg încă cum s-a pocăit el. Pocăința lui o vedem în reacția pe care el a avut-o la cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a confruntat cu dragoste. L-a întrebat, Saul, pentru ce mă prigonești? Saul, pentru ce mergi pe calea aceasta? Saul, pentru ce faci lucrurile care le faci împotriva mea?
Probabil mulți dintre noi ne amintim că atunci când am fost atrași către Dumnezeu, am fost ori la o evangelizare, ori cineva ne-a dat un flyer, ori Dumnezeu într-un mod supranatural a pus în inima noastră o întrebare: pentru ce mergi împotriva mea? Pentru ce trăiești în starea asta de păcat? Pentru ce ai ales stilul ăsta de viață? Probabil ne aducem aminte de momentele acelea. Ca apoi fiecare dintre noi să avem un răspuns la convingere, la întrebarea pe care Dumnezeu a pus-o în viața noastră. A fost întrebarea asta pusă și în viața lui Pavel. Și felul în care Pavel reacționează, el nu spune: cred că tu ești Mesia. Nu spune lucrul acela. Ceea ce face Pavel imediat în versetul 6, dragii mei, este, el reacționează și spune, plin de frică, a spus: Doamne, ce vrei să fac? Doamne, ce vrei să fac? Cu atâta frică în inimă, mă gândesc la acele atitudini de pocăință care oameni care se apropie față de Dumnezeu ca să primească ceva de la Dumnezeu. Cu atâta frică mă gândesc la cei oameni care cred că pocăința înseamnă a veni la Dumnezeu ca El să facă ceva. Pavel a fost plin de frică și s-a apropiat de Dumnezeu și el a întrebat: Doamne, ce vrei ca eu să fac pentru Tine? Și în timpurile noastre, în cultura noastră, în gândirea noastră, mi se umple inima de frică uneori în biserică, între frați, între surori, pentru că mă întreb, oare oamenii ăștia când au venit și s-au pocăit, ei cum au pus problema? Tot ca Pavel, și s-au ridicat către Dumnezeu și au zis: Doamne, și acum ce vrei să fac dacă m-am pocăit? Sau ei pun problema: Doamne, eu am venit, ce ai de gând să faci? Mă vindeci? Mă binecuvintez? Îmi rezolv problema din familie? Mai repede că dacă nu mă duc. Mă descurajez și în tine, și în Biblie, și în rugăciune, și în frați, și în biserică. Faci ceva? Când? Hai, fraților, păstori, prezbiteri, veniți, rugați-vă, ungeți-mă cu ulei, țineți post, rugăciuni, hai să văd, este Dumnezeu sau nu este? Se face odată ceva aici sau nu se face? Omul acesta vine la Dumnezeu și când înțelege provocarea lui Dumnezeu, când înțelege confruntarea care vine din partea lui Dumnezeu, cuvântul spune că inima lui s-a înmuiat. Era plin de vitejie, era dârz, mergea către Damasc, era gata să rezolve în numele Creatorului ceva. Dumnezeu îl întreabă o întrebare și inima lui se înmoaie. Dragii mei, atitudinea asta de plin de frică și supunere față de Dumnezeu, de voia lui Dumnezeu, vorbește despre momentul pocăinței noastre. Pocăința mea, pocăința ta, începe cu momentul în care tu spui: Doamne, de azi înainte eu nu mai trăiesc pentru mine și ce vreau eu nu mai contează. Pocăința în viața ta începe din ziua, din momentul, din secunda în care spui: Doamne, de astăzi eu nu mai trăiesc pentru mine. Și ceea ce vreau eu nu contează. De azi înainte, vin înaintea ta, înaintea sfințeniei tale. Și Doamne, vreau ca de astăzi, de acum, să trăiesc doar pentru Tine și să fac ceea ce Tu vrei ca eu să fac. Aceea este întoarcerea, aceea este schimbarea. Acela este momentul în care tu, mergând pe un drum, te-ai oprit, te-ai întors înapoi și ai început să mergi în altă direcție. Ăla este momentul transformării și a schimbării. Dragii mei, momentul pocăinței nu este când tu, de fapt, mergi așa cum mergeai în viață, la un moment te oprești și mai înțelegi niște lucruri despre Dumnezeu, despre faptul că Dumnezeu este Dumnezeu, că El este Sfânt, că de fapt trebuie să credem în Iisus Hristos, că de fapt El a făcut ceva pentru noi. Și spui: da, bun, o să țin de acum când o să merg mai departe, o să țin cont de lucrurile astea. Și mergi mai departe, în aceeași direcție, cu aceeași paradigmă de viață, cu aceeași atitudine, cu același comportament.
creștinii care merg în viață în felul acesta. Omul ăsta se ducea spre Damasc, înțelegeți? Când Dumnezeu îl confruntă, el se oprește și nu se mai duce în Damasc să facă ceea ce avea de gând să facă. El s-a oprit acolo și s-a dus în altă parte, cu alt scop. Pentru că Dumnezeu i-a dat o altă direcție. Însă Dumnezeu ne dă o direcție în viață atunci când noi venim cu inima sinceră și spunem: Doamne, nu mai contează unde vreau eu să ajung, nu mai contează ce vreau eu să realizez, dar eu, în general, în comparație cu Tine, eu nu mai înțeleg sensul fără Tine. De azi înainte contează unde mă duci Tu, de azi înainte contează cum vrei Tu ca eu să trăiesc, de azi înainte contează ceea ce Tu vrei ca eu să fac. Momentul în care apostolul Pavel s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu și a predat viața lui Iisus, a fost versetul 6 din capitolul 9, când el, înțelegând provocarea care venea din cuvântul Dumnezeu, el se duce plin de frică și recunoștință și reverență și spune: Doamne, vin înaintea Ta acum altfel și Te întreb, ce vrei să fac? Prin însăși faptul că a spus Doamne, amintiți-vă că Domnul Iisus i-a spus: Eu sunt Iisus din Nazaret, pe care tu nu-L recunoști. Eu sunt Iisus din Nazaret, despre care tu spui că eu nu-s Mesia. Eu sunt Iisus Hristos, pe care tu-L prigonești. Prin faptul că Pavel acum spune Doamne, prin asta el îi recunoaște dumnezeirea. Recunoaște că El este Mesia, că El este Dumnezeu întrupat. Și apoi continuă și spune: Ce vrei să fac? Prin asta se vede clar faptul că Pavel a renunțat absolut la toate planurile lui. Că Pavel a renunțat absolut la tot ce înseamnă statutul lui. Că Pavel a renunțat la absolut tot ce însemna direcția lui. Și a acceptat direcția lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, umblarea cu Dumnezeu. Un Dumnezeu extraordinar de bun avem. În Domnul Iisus avem nădejde vie. Noi păcătuim, El ne iubește. Noi suntem vrednici de pedeapsă, El ne binecuvintează. Dragii mei, toate acestea le face pentru că Dumnezeu vrea să ne câștige pentru Sine. Și noi continuăm să trăim în păcat și noi continuăm să facem lucruri urâte înaintea lui Dumnezeu pentru că încă nu-L înțelegem, încă poate nu L-am auzit pe Dumnezeu. Dar atunci când îl auzi pe Dumnezeu, când Hristos te întreabă: ce faci, unde te duci, ce-i cu tine? Dacă în momentul acela auzi glasul lui Dumnezeu, și de aceea am spus să faceți un exercițiu, adu-ți aminte de cum erai înainte de pocăință. Și te-am rugat să nu lași alte gânduri să vină, pentru că chiar vreau să te gândești la momentul acela. Și apoi te-am chemat să mai faci un exercițiu și să te întrebi ce te-a atras către Dumnezeu. Pentru că n-ai vrea să fii unul dintre acei oameni care vine la Dumnezeu să se pocăiască cu scopul să-i spună ei lui Dumnezeu ce el ar trebui să facă. Ai vrea să fii unul dintre cei care vine ca apostolul Pavel la Dumnezeu și spune: Doamne, ce vrei să fac? Mai departe cum? În ce direcție să mă duc? Pentru că eu încolo mergeam, aici mi erau scopurile mele, aici erau țelurile mele. Mai departe tu cum vezi lucrurile și te oprești? Și îl lași pe Dumnezeu să-ți schimbe direcția. Vreți ca să citiți împreună cu mine mai departe la versetul 7? Haideți să vedem ce s-a întâmplat începând cu versetul 7. Ce transformări, ce lucruri au avut loc în viața lui Pavel. Oamenii care îl înconjurau, spune cuvântul acii, mă scuzați, haideți să citim a doua parte din versetul 6 și apoi mergem la versetul 7 și 8. El întreabă: Doamne, ce vrei să fac? Și Dumnezeu îi spune: scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl înconjurau au rămas încremeniți, auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. Dumnezeu îi spune: oprește-te, ți se va spune ce să faci, unde să te duci, cu ce scop să te duci. Am
Atunci când Dumnezeu alege să răspundă în viața noastră în felul acesta, inima noastră carnală, firea noastră, așa de tare se mânie. Atunci când Dumnezeu spune, scoală-te și o să-ți spun eu ce să faci. Și tace, Domnul. Sau lasă în jurul nostru niște oameni care, dar el spune, eu am să-ți spun. Și tace. Noi altfel am vrea, nu-i așa? Mândria din noi altfel vrea. Și ce spune mândria din mine? Că atunci când eu te întreb ceva, tu imediat să răspunzi. Știi ce spune egoismul din mine? Că atunci când eu îți cer ceva, tu să faci. Inima mea păcătoasă și firească este extrem de mă concentrează absolut toate dorințele mele și gândurile asupra mea. Uitați-vă ce se întâmplă aici. Îl vedem pe Dumnezeul lui Avraam aici. Îl vedem pe Dumnezeul lui Isaac. Îl vedem pe Dumnezeul lui Iacov. Dumnezeu a procedat cu Saul aici exact cum a procedat cu Avraam. Și a spus, Avraam, ieși din țara ta, ieși din rudenia ta, ieși din familia ta și mergi. Și eu am să-ți arăt unde să mergi. Și Avraam n-a spus, până nu-mi spui exact unde, nu-mi dai GPS-ul, toate coordonatele, nu plec nicăieri. Nu merge așa. Ci Avraam a devenit tatăl a credinței prin faptul că a crezut pe Dumnezeu și asta i s-a socotit ca neprihănire. Iar noi toți cei care îl credem pe Dumnezeu suntem urmași ai Lui, spune cuvântul lui Dumnezeu. Iubite frate și iubită soră, dacă ai venit la Dumnezeu, lasă-L pe Dumnezeu să conducă viața ta. Dacă te-ai pocăit, știi de ce te-ai pocăit? Te-ai pocăit că până în momentul pocăinței tale tu îți conduceai viața. Făceai ce vroiai tu, când vroiai tu și cum vroiai tu. Dar dacă te-ai pocăit și te-ai întors la Dumnezeu, tu ai un moment în care te-ai oprit din a mai face lucrurile cum vrei tu, pentru ce vrei tu, când vrei tu. Dacă ai un moment de pocăință, cu siguranță ți-aduce aminte că ai venit înaintea Domnului și ai spus, Doamne, până astăzi ori mers lucrurile așa cum le-am făcut. De azi înainte am încetat. Doamne, de azi înainte eu nu mai trăiesc. De azi înainte eu nu mai exist. De azi înainte vreau ca Tu să trăiești în mine. De aceea eu nu mai am planul, nici nu știu unde să mă duc. Ori în stânga, ori în dreapta, ori înainte, ori înapoi, ori să stau jos, ori să mă ridic. Doamne, spune-mi ce să fac? Și Dumnezeu răspunde fiecare inimi smerite. I-a răspuns lui Saul. Și a spus, Saule, scoală-te, ridică-te de jos. Intră în cetate și am să-ți spun ce să faci. Intră acolo și o să discutăm. Nu vedem în textul descris aici niciun fel de mânie, niciun fel de rebeliune. Nu vedem în viața lui Pavel aici nimic care să țină de parte de Dumnezeu. Din contra, vedem că se duce și face în tocmai cum îi cere Dumnezeu. Întrebarea pe care ți-o pun și ție și mi-o pun și mie și a vrea să ne punem noi unii altora, când te-ai pocăit, când te-ai întors la Dumnezeu, care e momentul acela din viața ta când te-ai oprit și ai spus, Doamne, până astăzi la volanul vieții eram eu. Astăzi m-am oprit, am scos cheile din contact, vreau să-ți dau cheile ție, că eu la volan nu mă mai sui. Eu aveam direcțiile mele, aveam căile mele, aveam soluțiile mele. Astăzi scot cheia din contact, opresc mașinăria, scot cheia din contact și ți-o dau ție, Doamne. Te rog, așează-te tu la volan, eu mă sui pe bancheta din spate și mă duc acolo unde tu găsești de cuvință să mă duc. Trebuie să fie un moment în viața ta când ai făcut lucrul acesta. Trebuie să fie. Trebuie să fie un moment în viața ta când tu te-ai întors la Dumnezeu și ai spus, de azi înainte, eu nu mai trăiesc, ci de azi înainte vreau ca tu să trăiești.
Textul mai departe ne spune că Apostolul Pavel a intrat în Damasc, apoi Dumnezeu a făcut o lucrare fantastică, a trimis niște oameni, l-a trimis pe Anania. Omul acesta, copil al lui Dumnezeu, nu înțelegea lucrarea lui Dumnezeu. Și măcar că nu înțelegea lucrarea lui Dumnezeu, totuși era ascultător de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu îi vorbește lui Anania și spune: Anania, vezi că acolo este Saul, du-te și așa mai departe. Și mă miră atitudinea lui Anania, cum m-a mirat și atitudinea lui Moise. Dumnezeu îl cheamă pe Moise în lucrare, Moise îi răspunde lui Dumnezeu înapoi: nu, că nu s-i potrivit, că nu-s chiar așa lucrurile cum le înțelegi tu. Și în asta mă văd pe mine, care eu, ca credincios, de așa de multe ori mă întorc la Dumnezeu și îi spun versiunea mea asupra lucrurilor. Anania tot așa, se duce la Dumnezeu și îi spune versiunea lui Dumnezeu și spune: Doamne, dar ce, nu știi că ăsta mergea din cetate în cetate și căuta să ne... Nu-ți fă grijă, Anania, eu sunt Domnul. Du-te mai departe. Du-te, ia ca te așteaptă, el a avut o vedenie chiar, cum că tu vei intra și te vei ruga. Și vedem, dragii mei, niște lucruri frumoase care se întâmplă. Dumnezeu îl trimite pe Anania, Anania intră și deodată, încredințat de Duhul Dumnezeu, spune: frate Saul, îl numește frate dintr-o dată. Cuvântul spune că solzii aceia care i-au orbit ochii lui Pavel au căzut, s-a ridicat și primul lucru care l-au făcut, și mă minunează când citesc Scriptura și văd detaliile acestea, nu știu dacă le vedeți și dumneavoastră între rânduri. El era slăbit, era flămând, Pavel. Era slăbit, era flămând. Probabil 3 zile nu mâncase nimic. Și spune Scriptura că după ce i-au căzut solzii, s-au dus prima dată și s-au botezat. Eu l-aș fi pus pe om la masă. Aș fi mâncat un pic cu el, l-aș fi încurajat. Nu, cuvântul spune că s-au botezat și după aceea s-au așezat la masă, au mâncat și s-au întărit. Ca după aceea să-l vedem pe Apostolul Pavel, un om schimbat, transformat, cu o altă perspectivă a călătoriei lui spre Damasc, cu o altă perspectivă a călătoriei lui spre lume. Dragii mei, când noi ne-am născut și am început călătoria vieții acestea, crescând ca și prunci, învățând ce înseamnă egocentrismul, mânia și suveranitatea, noi am încercat să ne impunem în toate mediile noastre, fie grădiniță, școală sau unde n-am fost, să ieșim tot timpul la suprafață, apăsându-i pe alții mai jos. Mergeam pe drumul nostru spre Damasc. Căutam realizările noastre, scopurile noastre meschine, cu orice preț, gata să plătim orice preț, să înjosim pe oricine, să omorâm pe oricine, să dăm la o parte pe oricine, nu mă refer fizic să omorâm, dar în alt sens, numai să ne atingem scopul. Dar când pe drumul nostru, spre Damascul nostru, Iisus ne-a întâlnit și ne-a întrebat: Cristi, pentru ce mă prigonești? De ce mergi împotriva mea? De ce trăiești așa cum trăiești? Te-a întrebat pe tine, pe nume ți-a întrebat și a spus: de ce trăiești așa cum trăiești împotriva mea? Ți-aduce aminte cum i-ai răspuns? Sper că toți cât suntem aici, sper că am răspuns: Doamne, nu mai fac ce am făcut până acum. Numai că vreau de azi înainte să-mi spui Tu ce să fac, pentru că până acum am trăit pentru mine și am fost al meu. Dar din secunda aceasta, din momentul acesta, viața mea ți-o dau ție. Și spune-mi Tu ce să fac. Doamne, nu mai am niciun plan, nu mai am nicio aspirație, nu mai vreau nimic pentru mine, vreau să știu ce vrei Tu ca eu să fac pentru Tine. Sper că ai un astfel de moment în viața ta, când te-ai întors la Dumnezeu, ți-ai predat viața în mâna lui Dumnezeu și ești convins că dacă ar fi să mori astăzi, vei merge cu Iisus în împărăția Lui. Sper lucrul acesta. Pentru că cuvântul spune că cei care sunt ai Lui, El numai cu niciun chip nu-i va lăsa de rușine. Numai sunt două întrebări la care vreau să te gândești mult. Eu predic mult pe întrebările acestea și voi mai predica încă. Întotdeauna să-ți fie clar în sufletul tău când te-ai împăcat cu Dumnezeu, când și cum.
Dacă te vei întâlni vreodată cu apostolul Pavel și îl vei întreba, Pavel, dar tu când te-ai întors la Dumnezeu? El îți va spune, mergeam spre Damasc și m-a întâlnit Domnul. Și uite ce mi-a zis. Și spui, și cum te-ai pocăit? El îți va spune, uite, aveam planurile mele, aveam scopurile mele, aveam drumul meu, însă eu am zis, Doamne, toate astea le lepăd, de azi înainte singurul meu scop ești Tu. Spune-mi ce vrei să fac. Așa m-am întors eu la Dumnezeu, ți-ar spune Pavel. Dacă te-ar întreba pe tine cineva astăzi, când te-ai pocăit tu și cum? Cu siguranță trebuie să fie și la tine un astfel de răspuns. După aceea îl vedem pe Pavel mergând, botezându-se. Mai mult ca atât, dacă vă aduceți aminte, am citit, timpul nu ne permite, dar textul spune că Pavel a început imediat să predice Evanghelia. Imediat a început să predice Evanghelia, să zică altora despre Iisus. Și ce s-a întâmplat imediat? De două ori am citit în textul nostru că fariseii s-au adunat și s-au gândit cum ar putea ei să pună la cale un complot ca să-l omoare pe Pavel. Dar îl vedem pe Dumnezeu iar bun, care măcar că oamenii îl împresuraseră în cetatea Damasc, Dumnezeu dă înțelepciune unor frați. Și fac ei o coșarcă acolo, o coșniță cu o frânghie și le ia pe Pavel și îl scoate afară din cetate, dându-i drumul prin fereastra zidului ca Pavel să se ducă și să facă mai departe lucrarea lui Dumnezeu. Dacă până atunci Pavel umbla în puterea lui și făcea lucruri în înțelepciunea lui, uitați că punându-se la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu a început ca să-l folosească pe Pavel în înțelepciunea sa dumnezeiască, protejându-l cu puterea lui dumnezeiască, folosindu-l în felul dumnezeiesc. Vino și tu la Domnul Iisus, predă-ți toată viața în mâna lui Hristos și Dumnezeu și pe tine te va scoate din orice situație, tot printr-o coșniță probabil uneori, pe lângă zid și îți va da drumul. Dumnezeu va fi cu tine, dar pune punct umblării în fire și începe să scrii istoria vieții tale cu Iisus. El a murit pentru tine la cruce.